A lucrat mai bine de 15 ani la pictura Bisericii Ortodoxe din Drăgănescu, din județul Giurgiu, și a realizat o capodoperă. Unii o numesc Capela Sixtină a Ortodoxiei Românești. Părintele Arsenia Boca a început această pictură murală atunci când i se interzise de către comuniști și să mai slujească ca preot și într-o perioadă în care era urmărit non-stop de securitate. Părintele Arsenie Boca continuă să predice însă prin pictura pe care o realiza la Drăgănescu. Aici avea un program isihast de liniște, rugăciune și tăcere. Rare ori cobora de pe schelă ca să vorbească cu oamenii. Părintele a pictat în acest timp îndelungat pentru că părintele a vrut să realizeze o pictură complexă. Părintele a spus, pictești ceea ce văd, însă părintele a fost preocupat și de calitatea mesajului picturii pe care a făcut-o, a realizat-o. Dacă vă veți uita cu atenție pe icoanele picturii, o să vedeți câte detalii se află în fiecare icoană, în fiecare scenă. Chiar așa, analizând mai pragmatic pictura, ne dăm seama că e nevoie de o muncă îndelungată ca să se picteze atâtea detalii foarte mici. Sunt unele mesaje, detalii foarte mici. Părintele n-a pierdut timpul aici. Adică acești 15 ani au fost ani de lucrare continuă. În timpul acesta a fost și asaltat de către credincioși. Părintele s-a arătat să poată lucra, nu să poată, și să poată supraviețui. Imaginea lui cu halatul acela, cafeniu, care și cu o bonetă pe cap să nu se murdărească de pictură, e în memoria multor sibieni. Mulți oameni care astăzi sunt în vârstă, sunt de vremea pensiei, în copilărie, mergeau cu părinții acolo și îmi povesteau cum se lua autobuzul din București să se ajungă până în Drăgănescu, cum oamenii știau că se duc la Sfântul. Adică oamenii îl percepeau ca atare. Dar în același moment, părintele nu făcea din asta. Nu se simțea comod, eu sunt convins. Avea zile că nu cobora de pe schele să vorbească cu nimeni. Pictura de la Drăgănescu este realizată în tempera pe un fundal auriu și plin de luminozitate și căldură. Scenele sunt împărțite în două registre, cel duhovnicesc și cel lumesc. Părintele a respectat canoanele bisericești. Mesajul, așa cum am spus, este ortodox. Învățătura este curată. Dar stilul e mai aparte. Cred că de aici pleacă această reticență a unora în a crede sau în a afirma că pictura este canonică. Stilul de pictură bisericească al părintelui Arsenie. Dar să nu uităm, cum spuneam și mai înainte, sunt mai multe stiluri de pictură bisericească. Nu este un singur stil. Pentru mine, icoana aceea învierii pe care o propune părintele cu un Dumnezeu care transfigurează totul în înviere, mi se pare cea mai aproape de moment. Dacă am avea o icoană a învierii, asta ar fi cea mai potrivită. Ortodoxia nu are o icoană a învierii. Ce avem noi de obicei cu Adam și Eva în stânga și dreapta este izbăvirea din ea, dar nu avem o icoană a învierii. Biserica a păstrat vorba Sfântului Maxim Mărturisitorul, a cinstit cu tăcere acest aspect și s-a retras. Nici părintele Arsenie nu face o icoană a învierii, ci o icoană a lui Hristos celui înviat. Cu totul și cu totul altceva. Dar cum să stai să explici oamenilor care cred că trebuie neapărat să ia acasă câte o bucată din pictură? Cum să stai să explici această adâncime a performanței estetice pe care părintele o provoacă acolo. Părintele Arsenie Boca a lăsat prin pictura de la Drăgănescu un adevărat testament, ce se poate rezuma la cuvintele spuse atât de Mântuitorul Iisus Hristos, cât și de Sfântul Ioan Botezătorul: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Multe din scene sunt profeice, părintele a pictat evenimente care încă nu se produseseră și care în timp s-au împlinit. Noi urmim scena omului modern, care este chemat în cer de către un înger. Acesta îi spune sus, totul este gata, veniți la cină, adică îngerul cheamă pe omul modern către viața duhovnicească, adică spre mântuire, spre cina duhovnicească, cina cerească, și acest bărbat modern care șade în condiții de confort, înconjurat de multe elemente de tehnologie modernă, dintre care unele nu prea existau pe timpul acela când părintele a pictat această scenă, anume în jurul anului 1975. Unul dintre ele este prezența navetei spațiale care a zburat după 1980. Însă contextul este acesta al refuzului, adică omul modern refuză chemarea îngerului.
Singura biserică pictată integral de părintele Arsenie Boca, cea de la Drăgănescu, este vizitată zilnic de pelerini. Chiar și în cursul săptămânii vin mulți credincioși și să se închină și să se roage în fața icoanelor. Pictura părintelui Arsenie Boca le vorbește oamenilor direct în inimă și produce schimbări mari în sufletele lor.